Salutare, prieteni! Astăzi o să vorbim despre buruieni. Pentru că consider că oamenii lucrează mult prea mult pentru a elimina buruienile din grădină, așa că în acest video o să discutăm despre cele două tipuri de buruieni, cum le putem elimina, o să vă arăt și câteva instrumente care vă vor ajuta să eliminați aceste buruieni și vom vedea dacă nu cumva putem să facem această povară puțin mai ușor de cărat. Știu că toți avem anumite buruieni problematice în funcție de locația dumneavoastră și de ce tip de sol aveți acolo, ce istoric este acolo, dar înainte de a vă spune cu ce buruieni mă confrunt eu, de cele mai multe ori, aș vrea să-mi spuneți de unde sunteți dumneavoastră și care sunt cele mai problematice buruieni. Aștept mesajele voastre jos în zona de comentarii. Am încercat diverse metode pentru a combate buruienile, metode pe care le-am găsit pe Pinterest sau pe internet, și niciuna dintre ele nu a funcționat 100% așa cum trebuie. Unele au început să devină maronii, buruienile, da? Aproape că s-au uscat, însă la final și-au revenit la viață pur și simplu. Nu am avut chiar deloc efect la unele metode. Un lucru pe care l-am văzut foarte amuzant și nu l-am încercat este să le ard cu brennerul. Da, chestia cu care pârliți porcul, da? Ați încercat voi această metodă? Lăsați-mi și mie mesajele voastre dacă ați încercat această metodă, dar eu nu prea mi-am dorit acest lucru, să încerc această metodă. Folosim brennerul doar pentru pârlitul porcului. Probabil că nu este cel mai inteligent lucru pe care ați putea să-l faceți, dar înainte de a începe cu sfaturile și trucurile și tehnicile care funcționează, haideți să discutăm mai întâi despre cele două tipuri de buruieni. În primul rând să discutăm despre buruienile anuale. Avem diverse tipuri de ierburi, monocotiledonate sau dicotiledonate, cum sunt coada vulpii, iarba vântului, merișorul, iarba bărboasă, mohorul, teișorul, știrul sălbatic, ambrozia. Aceste buruieni sunt în general destul de ușor de combătut, sunt inclusiv ușor de scos cu mâna din pământ, sunt ușor de tuns, de tocat, de săpat sau de omorât cu erbicid, erbicid total. În schimb, în cea de-a doua categorie avem buruienile perene. Aici avem probleme mai mari, avem urda vacii, pirul trâtor, pălămidă și alte buruieni problematice. Aceste buruieni au nevoie de puțin mai multă răbdare din partea dumneavoastră și de puțin mai mult efort. Siguranță, buruienile perene sunt buruienile mai puțin favorite și probabil cea mai dificilă este pirul trâtor sau pirul gros. Și datorită cantității foarte mare de apă pe care am avut-o în acest an, am tuns deja de 3 ori gazonul și zona din grădină. Sau de 4 ori. De 4 ori am tuns buruienile din curte. Însă și acum continuă să crească. Astăzi din nou plouă, apropo. Plantele sunt din nou mari deja și în curând vor depune din nou semințe în sol, care vor produce la rândul lor și mai multe buruieni și tot așa. Îmi consumă foarte mult timp și energie pentru a le omorâ. Poți să le tunzi în zona îmburienată, unde sunt mai mari, poți să folosești o motocoasă cu fir sau, dacă sunt mai micuțe, o mașină de tuns gazon. Poți să le tunzi destul de aproape de sol și dacă nu vei mai avea cantități mari de apă, probabil într-un an normal, într-o zonă cu un climat puțin mai uscat, acest lucru va fi suficient de ajuns pentru a păstra buruienile sub control. Nu mai este necesar să faci altceva pentru a avea o curte cu un aspect plăcut. Dacă nu ai un teren foarte mare și poți pur și simplu să scoți manual aceste buruieni din pământ, deoarece buruienile anuale sunt ușor de înlăturat cu mâna, prin această metodă vei opri ciclul de viață complet al acestor buruieni și va dura foarte mult până când vor apărea din nou. Posibil să mai apară și anul următor, dar cu siguranță vor fi din ce în ce mai rare de la un an la altul, dacă le scoți cu mâna, pentru că elimini și rădăcina. Ei bine, cu buruienile precum pirul trâtor este cu totul altă poveste. Dacă îl tai razant cu pământul, va crește imediat la loc. De fapt, dacă vei săpa cu excavatorul și din greșeală nu vei scoate complet rădăcina, o părticică mică din rădăcină să rămână în pământ, este suficient să crească din nou. Bun, și atunci cum facem să nu mai avem de a face cu buruienile în permanență și să nu devină îndepărtarea lor un job full-time? Păi, cel mai bun pont pe care vi-l pot da este să le distrugi foarte devreme. Este mult mai ușor să distrugi buruienile atunci când sunt mici și chiar să le îndepărtezi manual, pentru că imediat poți să smulgi o buruiană care este mică. Rădăcina încă nu este formată foarte bine în sol. Este simplu atunci când sunt mici, poți să le și erbicidezi și cu erbicid total vor muri mult mai repede și mult mai ușor dacă sunt mici. O să discutăm și despre niște metode organice în cazul în care observ de vreme și acționez în timp util, poți să le omori și cu această metodă organică. Dacă ai chef ca în fiecare seară să faci o plimbare prin grădină 2-3 minute și să observi anumite buruieni în stadiul incipient de vegetație, cu siguranță te vor ajuta să reduci timpul alocat
pentru îndepărtarea burienilor, dar trebuie să observi burienile anuale pe cărare, între pavaje, în ghivecele florilor, în grădină și oriunde mai ai tu burieni și poți să le îndepărtezi atunci când sunt mici, maxim 10 cm să aibă sau chiar mai mici. Și o unealtă foarte bună este acest hula ho, sau cum să-i spun, această greblă, un fel de greblă. O găsești la diverse magazine și la magazine online pe internet și în magazinele de bricolaj. Atât timp cât burienile sunt mici sau dacă au sub 10 cm și mergi 2-3 minute în grădină zilnic, le vei putea îndepărta în timp util fără a folosi erbicide chimice. Acum diferă, bineînțeles, și de la persoană la persoană, dar mie personal îmi și place să merg să curăț grădina de burieni, să le smulg din grădină, îmi oferă un sentiment de satisfacție și este și o metodă foarte bună pentru a obține rezultate rapid. Pentru mine, să îndepărtez burienile îmi oferă această satisfacție rapidă, îmi place să merg seara în grădină, mă relaxează după o zi foarte aglomerată, să mă plimb pe acolo, să văd care mai este treaba și bineînțeles să smulg burienile apărute pentru că nu sunt foarte multe, dacă mergi odată la 2-3 zile, nu sunt foarte multe. Poți să folosești acest dispozitiv, de asemenea te ajută să îndepărtezi buruiana cu tot cu rădăcină pentru că o smulgi, nu doar la suprafața pământului. Poți să le îndepărtezi superficial la suprafața pământului cu primul dispozitiv sau cu o sapă, foarte simplu, printr-o mișcare în față și în spate. O altă soluție foarte bună de a distruge burienile din grădina ta este să folosești un erbicid pe bază de glifosat. Pur și simplu amestecați 250 de ml de erbicid cu substanță activă 360 de grame glifosat pe litru. Puneți acești 250 de ml în 10 litri de apă și stropiți bine burienile pe toată suprafața lor. Acest erbicid va acționa și asupra rădăcinilor acestor burieni, așa că vă ajută să le îndepărtați pentru o perioadă mai lungă de timp sau să le eliminați. De la an la an veți vedea cum acestea se vor rări și vor apărea tot mai puține. Aveți grijă însă să nu plouă cel puțin 2-3 ore după ce stropiți, efectuați stropirea la o temperatură mai mică de 25 de grade Celsius și în general va fi nevoie de 4-7 zile până când burienile vor fi necrozate complet. O metodă foarte bună și bio și recomandată pentru zonele foarte mari este să tundeți toată iarba foarte mic și să folosiți un plastic sau o folie neagră sau transparentă și să așezați această folie de plastic pe toată suprafața. Puteți să o securizați cu pietre la capăt sau diverse cuie sau ce aveți dumneavoastră pe acolo pentru a rămâne în poziție. Trebuie să lăsați această folie pentru 5-6 luni, depinde cât este de cald, preferabil pe toată durata verii, atunci când este foarte cald afară, iar iarba va muri datorită temperaturilor foarte ridicate. Această metodă va distruge toate burienile problematice și de asemenea este și bio. O altă metodă foarte bună este să folosiți cartoane din cutii pe care nu le mai folosiți. Le întindeți pe toată suprafața, bineînțeles încercați să tundeți burienile mai întâi să fie mici când așezați aceste cartoane și după aceea puneți un tip de mulci. Puteți folosi rumegus, spre exemplu, sau alte diverse chestii, pietre ornamentale, rumeguș special, puteți să faceți chiar un design frumos al grădinii exact așa cum vă doriți, să proiectați un, puteți să faceți un proiect de peisagistică pentru grădina dumneavoastră și să nu mai aveți treabă cu burienile niciodată. Peste aceste cartoane puteți pune turbă, pământ de flori, rumeguș și alt tip de mulci, chiar și pietre ornamentale, ce doriți dumneavoastră pentru a vă face grădina exact așa cum vă doriți și, bineînțeles, ați elimina problemele cu burienile. Dacă doriți însă să aveți o grădină frumoasă pentru o perioadă mai mare de timp, înlocuiți aceste bucăți de carton cu un agrotextil special care vă ajută să aveți o grădină frumoasă și sub control pentru o perioadă foarte lungă de timp, deoarece aceste cartoane sunt mai ieftine dar sau chiar gratuite, dar în același timp se vor deteriora, se vor distruge și atunci burienile vor începe să răsară din nou. Sper că aceste informații îți vor fi de ajutor, te vor ajuta să scutești timp și energie în grădina ta, vei avea o grădină mai frumoasă cu care să te lauzi la prietenii tăi când te vor vizita. Eu îți mulțumesc că ai urmărit acest clip până la sfârșit, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal. Noi ne vedem data viitoare. Pa!